Ce este asta? O piramidă, da? Simbolul piramidei apare peste tot. Piramida calității, piramida nevoilor, piramida nivelurilor de conștiință și așa mai departe. Și pe măsură ce te duci spre vârf, ai o cantitate tot mai mică. Vârf este doar unul, ca să zic așa. Din punctul acesta de vedere, s-ar putea spune că oamenii ca activări de ceacre sunt o piramidă. Adică foarte mulți oameni au activat centimetri, Mulat Hara, Svatistana, sunt și pe Manipura, niște oameni mai dominatori, pe Anahata sunt mai puțini. Și pe măsură ce te duci pe Shahashara, acolo suprem este doar Dumnezeu care, despre care putem spune că are Shahashara cea mai puternică activată, ca să zic așa. Această statistică nu este 100% corectă. Știți care ceacră este, cum să spun, cea mai prost activată sau cea mai blocată la oamenii din vremurile noastre? Nu? Vișuri. Da. Deci, oameni pe Muladhara, așa, zdrave, solizi, vitali și care se pricep să facă bani și din piatră seacă, mai găsești. Pe Svatistana, o grămadă. Oameni aserviți plăcerii sexuale sau de altfel, oameni gregari. Pe Manipura mai găsești, oameni dominatori, mai găsești chiar și oameni iubitori. Există chiar și oameni care au ajuns ceacra, pentru că meseria lor, de exemplu, mulți aitiști, au corpul fizic varză, sexualitatea nici nu există, pasionalitatea e moartă, dar aici, wow, deci au... Dar intuiția e de aici? Nu, intuiția este de aici. Aici este puterea, concentrarea, superioară și voința. Și ce vreau să vă spun? Al treilea ori. Sunt oameni care au acest centru parțial deschis și au o capacitate de focalizare foarte mare, o voință puternică, o anumită capacitate de penetrare. Dar cei mai mulți oameni au vișuta aceasta blocată, nu neactivată. Neactivată încă ar fi bine. Blocată. Cu alte cuvinte, așa, tragi cu tunul și nu găsești un om care să aibă vișuta aceasta deschisă, activată, funcțională. Sunt acei